Salut, Ovidiu, ai dat 3 goluri, dar ați pierdut. Cum a fost partidul? Da, a fost un meci tensionat, un meci frumos, cu răsturnări de situații. Am avut 3-1, puteam să facem 4-1, n-am făcut noi. Ne-au egalat, i-am luat 2 goluri stupide, dar așa e la fotbal, așa e la mine fotbal. Se tot rezultatele de la un minut la alt. Ai avut un duel acolo, cam pe toată partida, cu Stan de la ei. Da. Ați avut ceva de împărțit? No, la fotbal așa este. No. E normal să ne dorim cu toții să câștigăm. După aia ne-am dat mâna, n-avem nicio problemă. Dar la fotbal e normal, fiecare își dorește să câștige echipa lui. Din ce am numărat eu, l-ai întrebat pe fratele tău acolo la numărul de goluri, cu această triplă. E o concurență și între voi doi? No, no, n-avem concurență, din potrivă. Ne dorim să marcăm cât mai mult și eu și el, să ne ajutăm echipa să câștige. Din păcate, în ultima perioadă nu ne-a strâns. Avem și multe restanțe, din jucăm de la o zi la alta și se acumulează obozele, că nu mai avem nici o vârstă la care să putem duce de pozi pe alta. Da, păi am văzut, sunteți echipa cu cele mai puține meciuri jucate din Superliga. Care e obiectivul până la urmă, până la final? E greu să câștigăm, s-au distanțat foarte mult cele din față, ne dorim să ne clasăm cât mai bine la sfârșit. Până la urmă, exact cum am zis, sunt băieți aici, am văzut, care joacă de foarte mult timp mini-fotbal. E total diferit fotbalul de pe teren mare cu cel de pe teren mic, dar încercăm să ne acomodăm, să ținem pasul și noi cu ei. Două vorbe de competiție, cum ți se pare? Este o competiție reușită, o competiție cu intensitate, cu ambiții foarte mari, echipe foarte bune. Cred că este cea mai bună din București. Mersi și bă.